stare de amorțire, într-o stare de neveghere, nu veghează păstorii, nu veghează bătrânii, nu veghează, așa a spus Domnul, dar atenție, a intrat o pasăre cum Iliacul de noapte, știți, dar mare, tare, așa la un metru, și s-a izbit prima dată la surori, cu cioc a început să le smulgă sprâncenele, cu gheara le-a răspuns vestimentația de la piept și fustele și-o scă unii au rămas în pantaloni și altele scurte, strâmte și o rușine, o ruciune, să nu streacă fusta peste genunchi sau să vadă goliciunea, cu aripa le-a smult baticul de pe cap, vântul, știi, așa au făcut, asta e duhul diavolului. Păi Biblia spune rugați-vă neîncetat, rugați-vă oricând, oriunde, cum să știi tu cu capul gol, cum să știi tu ca o Dalină sau ca o Izabelă, cu ceilalți aripi au făcut un farfic și le tăia părul. Și din pene curge negru, portocaliu și-o zis că le-am diluit. Nu le iau la rând, să vor mulis una la alta. Și-o zis, veghere și întoarce, dacă nu, cu niciun chip nu veți avea parte cu mine, zice Domnul. S-o înturna către bărbați, o deschis șocul și cum pompere stângă o casă, o ieșea un lichid spre noi, spre bărbați și-o zis, dau între ei. Atenție, frate, asta e, așa și au botezul luat, așa care vin la adunare, mare atenție, mare căderi în poporul Domnului. Din Duhul care a fost peste Cain, când l-a omorât pe Abel, cum să urăști, cum să vorbești din rău, cum de ghea să ține și tu să-l împingi în loc să-l ții, să glumi, omori, ucizi cu cuvântul pe cel care a plătit Hristos cu sângele lui, dau din Duhul care a fost peste Iosif, când a fost vândut de frață lui, cum mă, te lepizi în fața autorităților, trădezi fratele, ajungi la autorități, îl faci din nica. Atenție, Duhul vrăjmașului care a pus în inima fraților și l-a vândut pe Iosif, o zis din Duhul care a fost peste Absalom când s-a ridicat împotriva tatălui său, nu-i place predica, nu-i place păstorul, nu-i place nicăi cu telecomanda în mână și se ridică și mai cad 2-3 și aduce ponegrire și zdrunce în biserica. Și o zis din Duhul care a fost peste Alexandru, Căldăraru și Diotref și o zis asta fac între ei, îi învrăjbesc prin alegeri care n-au ce căuta, pentru că Biblia spune, biserica postea și se ruga și Duhul Sfânt a zis, puneți deoparte Barnaba sau, luați seama la toată turma peste care cine v-a pus, voturile, școala, neamurile, eu nu sunt împotriva școlii, dar dacă nu-i Duhul Sfânt, nu-i nimic, fraților, ca unul care prin Harul lui Dumnezeu, așa cum a lăsat Dumnezeu, vă spun înaintea Domnului, duceți lucrarea aceasta și spuneți, și uitați-vă spre ținta căpetenii spre Domnul Iisus. Dumnezeu să vă înteze și să vă întărească. Amin. Rămâneți cu Domnul Iisus.